În plină pandemie are loc și întoarcerea efectivă a elevilor în bănci, iar actul educațional, din păcate, trebuie să se desfășoare în multe școli din Baia Mare, în clădiri care sunt în reabilitare. Este și cazul școlii Dimitrie Cantemir din municipiu, unde, într-un corp al clădirii, muncitorii lucrează și în altul învață de astăzi elevii. Învățăm două schimburi, deoarece școala este în renovare, capitală. Și am fost de dimineață, de la 7 am ajuns aici, cu mari emoții și eu, cum au spus și copiii, că aproape n-au dormit toată noaptea, am avut mari emoții. I-am întâmpinat la intrarea în școală. Intrarea se face prin față, intrarea oficială, pe aici prin față. Ieșirea se face pe o altă ușă pentru a se evita aglomerațiile. Unitatea de învățământ dispune de măști și dezinfectanți, dar problema este șantierul. La școala Cantemir s-au întors astăzi în bănci 574 de elevi din cei 1000 cât sunt înmatriculați. Conducerea școlii a organizat cursurile astfel încât micuții să poată studia după cerințele actuale. Dat fiind că ne-am programat să vină copiii în două schimburi, spațiul este suficient. Dar jumătate din școală este ocupată de șantier. 12 clase sunt acum, 12 ori 30, 360 de copii sunt acum la școală. Și încă atâta sau... Și mai vin 8 clase, 8 ori 30, 240 de copii vor veni de la ora 11:30. Norocul este, dacă putem spune așa, faptul că elevii din clasele 5-8 învață încă online. În Baia Mare, cursurile derulându-se în scenariul roșu din cauza numărului mare de infectări cu coronavirus.